Tu ești un adevărat mister pentru alții. Unul dintre motivele pentru aceasta este capacitatea ta de a satisface dorința tradițională a capricornilor de a obține succesul material fără a pierde componenta spirituală. Tu ești la granița dintre lumea reală și lumea imaginației, fără a dori să te scufunzi pe deplin în oricare dintre ele. Intuiția subtilă, exprimată în capacitatea de a vedea atât prin oameni, cât și prin orice situație de viață, par a fi supranaturală pentru ceilalți. În urma intuiției, rareori greșești. Îndeplinirea obligațiilor este obiectivul principal în viața ta și vorbesc aici despre toate domeniile vieții. În cele din urmă, tu cauți satisfacția din conștiința datoriei. Dar asta nu este tot. Execuția înseamnă nu numai rezultatul final, ci și efortul depus pentru implementarea unui proiect. Într-un sens, aceasta înseamnă că, pentru tine, evaluarea obiectivă a muncii efectuate este importantă, și anume că sarcina a fost efectuată în mod corespunzător. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: claritate, disciplină, modestie, severitate, înțelepciune practică, prudență, independență. În mod paradoxal, ai cele mai mari dificultăți cu problema subtilă a timpului: disciplinată, înțeleaptă și capabilă să muncești din greu, de prea multe ori nu ai timp să faci tot ceea ce tu însă ți-ai planificat. În ciuda spiritualității dezvoltate și a raționalității practice, nu ți este ușor să înțelegi pe ceilalți și să stabilești contactul cu ei. Ar trebui să aplici toate forțele dăruite în mod generos de Saturn pentru a rupe țesătura realității obiective. Acest lucru va preveni dezvoltarea unei ambiții dureroase și nerealiste și te va ajuta la evitarea angoaselor mentale. Persistentă și materialistă, te bucuri de harul unui Saturn serios și măsurat, dar acest lucru este mai mult o povară decât un cadou. Așadar, te străduiești uneori să-ți complici atât viața, cât și pe majoritatea celor din jurul tău. Înțelepciune lumească, o capacitate de invidiată de muncă, spiritualitate dezvoltată și disciplină minunată, cu o astfel de zestre, poți întoarce munții. Nu tot ce planifici și livrezi tuturor celor dragi prin comportamentul și pragmatismul tău, ajunge la un final corect. La urma urmei, Saturn, ca tată al timpului, se asigură că tu nu ai suficient timp pentru divertisment și alte slăbiciuni. Tendința ta naturală spre solitudine și muncă continuă este o caracteristică bună, dar nu trebuie lăsată să se dezvolte până la exagerare excesivă. Adori să planifici și să calculezi totul până la cea mai mică nuanță, iar cel mai simplu mod de a te dezechilibra este să amestece cineva toate planurile tale. Pari mândră, autosuficientă și chiar impregnabilă, dar ai nevoie de dragoste și cooperare cu ceilalți la fel ca noi toți. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința ta de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru severitate, precum și pentru lipsa de emoție. Tu visezi să faci carieră, să te îmbogățești și să devii om de succes, dar tu nu uiți de viața spirituală, echilibrându-te undeva între material și spiritual. Conducând pe această cale dificilă a intuiției tale avansate, ascultând, poți să eviți multe greșeli și să înțelegi instantaneu ce este în mintea unei alte persoane. Această echilibrare delicată pe marginea a două lumi este un cadou pentru tine. O astfel de caracteristică nu este tipică Capricornului clasic. Îți este necesar să ți se recunoască în mod constant îndeplinirea obligațiilor asumate. Pentru tine este un fel de instrument de autoevaluare. Tu ești cea mai potrivită pentru a îndeplini sarcini clar definite și nu cele care conțin un element de probabilitate sau incertitudine cu privire la valoarea lor reală. Aici intră în prim plan problema unor posibile eșecuri. Pe măsură ce avansezi, excitările cresc, interesul pentru creșterea muncii, dar cu ele,
Riscul de eșec total sau cel puțin parțial crește simultan și, prin urmare, în special cele care nu se pot confrunta cu stresul, trebuie să învețe să depășească frustrările asociate cu dificultăți în atingerea scopului. În plus, uneori trebuie să te obișnuiești cu starea de incertitudine și să abandonezi hotărârea pentru îndeplinirea absolută a sarcinilor prestabilite. Poți fi destul de capabilă să stabilești un nivel realist pentru tine însă îți, treptat, tu înțelegi că trebuie să accepti realitatea și să trăiești în conformitate cu limita capacităților tale. În acest sens, este foarte important să-ți găsești nișa în societate. Te poți confrunta cu o stare de confuzie totală dacă nu înveți să accepti legile vieții de zi cu zi. Acest lucru se aplică în întregime relației tale cu oamenii din jurul tău. Este posibil ca tu să cauți satisfacție în îndeplinirea unor sarcini urgente, de exemplu, în ceea ce privește problemele legate de bunăstarea familiei sau succesul în întreprinderile comerciale. De fapt, succesul tău personal depinde în mare măsură de capacitatea de a-ți concentra atenția asupra îngrijorărilor cotidiene. Te distingi față de alți nativi din Capricorn prin astfel de trăsături speciale, ești prudentă, loială, economică. Primești o adevărată plăcere și satisfacție morală din realizarea faptului că ai reușit să-ți îndeplinești datoria față de societate. În înțelegerea ta, împlinirea datoriei nu este doar rezultatul sarcinilor pe care le primești. Cele mai dureroase pentru tine sunt eșecurile profesionale, deși înțelegi că în implementarea oricărui proiect există întotdeauna riscul de eșec. Acest lucru pare normal pentru orice alt semn zodiacal, dar nu pentru tine, pentru că tu nu ești deloc adaptată să suferi și să accepți înfrângerea. Cum afectează data de 16 ianuarie soarta ta? Vezi ca obiectiv principal în viață îndeplinirea datoriei și a diverselor obligații de viață. Conștientizarea realizării rezultatului și a efortului depus pentru realizarea acestui sau acelui scop este ceea ce îți aduce o adevărată plăcere. Tu tinzi să efectuezi o evaluare subiectivă a activității tale și să te asiguri că sarcina se desfășoară în conformitate cu planul hotărât. Tu aștepți ca oamenii din jurul tău să recunoască și să-ți confirme eforturile, altfel nu vei putea să primești satisfacția cuvenită și să-ți sporești propria stimă de sine. Și acest lucru este foarte important pentru tine. Sfat pentru ceilalți din apropierea ta, dacă ești familiarizată cu sărbătorita de astăzi, nu-i refuza ajutorul prietenos și participarea, dar nu exagera cu laudele și evaluările pozitive. Totalul ar trebui să fie moderat. Sarcinile atribuite în mod clar sunt o opțiune ideală pentru tine, lipsa de încredere în valoarea oricărei sarcini, dimpotrivă, îți provoacă disconfort. Este important ca tu să înțelegi de ce te angajezi într-un proiect sau sarcină și ce rezultat aștepți în cele din urmă. Pe parcursul vieții poți întâmpina dificultăți și eșecuri care apar în calea ta. Este foarte important să nu pierzi atitudinea participantă la joc și interesul pentru acesta. Sfat: încearcă să înveți cum să faci față stimulilor externi și interni și stresului. Câteva dezamăgiri nu ar trebui să-ți frângă atitudinea față de viață și să nu-ți descurajeze dorința de a-ți atinge obiectivele. Este demn de remarcat că poate veni un moment în care va trebui să stabilești priorități și să renunți la orice sarcini anterioare. Dacă simți că nu vei reuși să finalizezi activitatea planificată până la capăt, nu dispera. Învață că, mai devreme sau mai târziu, toate eforturile tale vor juca în continuare rolul principal și pozitiv. Este important să fii capabilă să-ți evaluezi cu strictețe capacitățile și să-ți găsești locul în societate. Atitudinea și relația cu alții sunt, de asemenea, importante. Tu va trebui să accepți și să respecti legile vieții de zi cu zi și să-ți îndrepți atenția spre rezolvarea problemelor și preocupărilor urgente. Ciudat cum pare, succesul tău depinde adesea de o astfel de activitate de rutină. Sfat: încearcă să-ți consacri o parte din timp susținerii familiei. Schimbarea activităților este binevenită. Trebuie să înveți o evaluare obiectivă a limitelor capacităților tale.
Nu trebuie să fii supraîncărcată cu sarcini și responsabilități, să ai mai multe proiecte simultan, să îți distribui forțele cu competență și numai către ceea ce are cu adevărat o mare valoare. Este de dorit să acorzi atenție relației cu ceilalți. Armonia și bunăstarea interioară ar trebui să fie prezentă în fiecare domeniu de activitate. De exemplu, o atmosferă bună la domiciliu te poate inspira să realizezi ceva grozav. Dragoste și compatibilitate. Ai dificultăți în comunicare, deoarece nu este ușor să te adaptezi la ritmul partenerului și al celor din jurul tău, ritmurile tale fiind foarte individuale. În tinerețe se poate să fie avut mai multe povestiri de dragoste, dar te vei întâlni cu cealaltă jumătate după 40 de ani. Ești o persoană punctuală și scrupuloasă, practică, care știe exact cum să obține succesul în viață. Partenerul ideal pentru tine toate domeniile vieții este Taurul. Practicitatea și stabilitatea vor fi fundamentul cel mai puternic al relației voastre. De asemenea, o bună unire te așteaptă cu un alt semn de pământ, Fecioara. Cu Fecioara ești antrenată de dorința unei vieți simple sănătoase, de mâncare gustoasă și sex plăcut. Relații armonioase te așteaptă cu Balanța, precum și cu reprezentanții zodiei tale. O relație pe muche de cuțită te așteaptă cu Pești și Rac. Relațiile cu Vărsătorul și Leul sunt puternic contraindicate pentru tine. Reprezentanții acestor semne sunt persoane cu temperamente prea puternice, prea orientate spre libertate și spre risipirea banilor comuni. Antipodul tău absolut este Gemeni, cu care nu ai practic puncte de contact comune. Unul dintre cele mai dificile semne pentru tine este Berbecul, a cărui energie furioasă îți demolează literalmente echilibrul și stabilitatea. Locuri de muncă și carieră. Pentru tine datoria nu este un cuvânt gol. Ești foarte responsabilă și eșecul de a-ți îndeplini misiunea sau sarcina este ceea ce ar trebui să fie considerat cel mai teribil dintre tot ce poate fi. Conștiința ta va fi calmă numai dacă vei urma vocea datoriei. Dar nu numai rezultatul este important, ci și procesul propriu-zis, gradul de diligență și corectitudinea realizării datoriei. În acest sens, ești ridicol de pedantă. Este important pentru tine nu numai faptul de a fi implementat, ci și cât de corect au fost îndeplinite îndatoririle. Sănătate și boli. Poți fi complet sănătoasă pentru o perioadă lungă de timp, dacă nu te plimbi în abisul stresului. Pe de altă parte, un stil de viață bine hrănit, în care găsești satisfacție, poate provoca o serie de complicații. Excesul de greutate, indiferența, lenea mentală și altele sunt predispoziții pe care ar trebui să le ai în vedere. Exercițiul activ, inclusiv sportul competitiv, jocurile de grup, în acest sens, vor fi foarte utile. În ceea ce privește regimul alimentar, se recomandă reducerea consumului de produse lactate și de produse din carne, produse de panificație și zahăr, accentul pus pe legumele și fructele proaspete. Boabele vor ajuta la eliminarea problemei greutății și la creșterea activității. Este nevoie de somn regulat, dar excesul acestuia poate afecta negativ organismul. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit o natură duală. Ești visătoare, emoțională, secretoasă, chiar și puțin misterioasă. Ai o imaginație bogată, o natură inteligentă și diplomatică. Este posibil să ai puțin prieteni, deoarece eviți companiile zgomotoase, iubești singurătatea. În viața privată, poți fi nefericită. În familie poate să nu existe înțelegere și intimitate spirituală. Adesea, prima căsătorie duce la divorț. În sfera materială, ești norocoasă, ai succes în treburile în care ești complet pasionată. Ești un partener onest, de încredere. Sfaturi pentru tine. Este foarte greu pentru tine să experimentezi incertitudine între acțiunile, dezamăgirile, eșecurile și nevoia de a naviga în situație. Ai nevoie de o înțelegere concretă a ceea ce ar trebui și ce nu ar trebui. Pur și simplu nu poți naviga într-o situație în schimbare. Ești nervoasă sub stres, iar de aici este ușor să ajungi la boli.
Te evaluezi singură prin obligațiile tale, prin claritatea, relevanța, recunoașterea de către alte persoane și, bineînțeles, prin corectitudinea și rapiditatea implementării. Numai când vei putea să evaluezi echilibrul dintre certitudine și incertitudine în spațiul tău personal și să te abții de la îngrijorarea cu privire la flacuri, vei fi norocoasă și fericită. Încearcă să evaluezi în mod realist capabilitățile tale, lumea trebuie luată așa cum este, rareori absolută totul poate fi condus în cadrul definit clar de responsabilități. Evaluează-ți realist abilitățile. Nu-ți asuma responsabilități care te depășesc. Rămâi activă și evită complezența. Acordă suficient atenție relațiilor cu cei din jur. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. Însinate ești un gardian al V3 familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lână. Tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.